Salutare tuturor și bine v-am găsit, oameni buni, la un minunat nou episod de Minecraft. Hai să dormim prima dată, bineînțeles. Suntem astăzi pe minunata noastră serie și avem câteva mici chestii de făcut astăzi. Stai că vine porcul ăsta după mine pentru că n-aveam morcov în mână, practic. Ok, bun, fraților, ce vreau să facem, și-am mai vorbit de chestia asta pe live, am zis că o să facem un munte, practic, care să fie pentru voi, adică un munte unde să punem câte un abonat pe episod, și m-am gândit să-l facem aici, dacă toți suntem, na, e pe aproape, să zicem așa, de noi, de, e fix lângă locul nostru, adică. Și da, o să-l facem aici, o să punem câte un abonat pe episod. Tot ce trebuie să faceți, fraților, este să lăsați un comentariu și să lăsați un like la acest episod, practic, și bineînțeles, na, să fiți abonați la canal. Da, și în episodul următor o să punem primul abonat pe acest munte mirobolant care, bă, chiar arată mișto, adică e copacul ăla gigantic acolo care, nu știu, parcă îl face așa un pic să pară mult mai interesant, sincer. Da, bun, trebuie să facem acum o sabie ceva mai OP. Probabil nu ați văzut chiar tot ce am construit pe aici, și o să vă și prezint câteva mici chestii. Mă rog, de fapt n-am construit noi chiar mare lucru. Am făcut o chestie, un spawner în partea asta, să nu iasă porcul. Ok, acum avem nevoie de o sabie. Chiar, na, mă rog, avem două sabie aici, e perfect. Bă, uite că aveam și mâncare, mă. Și mă chinuiam cu mâncarea asta. Așa, trebuie să ne înșantăm, fraților, o sabie pentru că ne trebuie una cu looting 3 măcar sau una, mă rog, cu... Bă, ne trebuie o sabie cu looting neapărat pentru că trebuie să facem rost de enderpearl-uri și, na, looting-ul ne ajută foarte mult și, na, cam asta e faza. Ok, hai să sperăm ca pe această sabie o să ne pice looting, frate. Deci chiar îmi doresc foarte mult ca pe această sabie să fie looting, frate, hai că se poate. Apare nu se poate, asta e. Bă, măcar avem niște săbii destul de ok. Ia să vedem pe sabia asta, ne pică. Iar am breaking 3, minunat. Knock pe cunu, ok. Da, nu e chiar extraordinar de bine, dar asta e. Acum ce să facem? Trebuie să mai punem aici și sugar cane-ul ăsta pe care o să-l mai plantăm în continuare, chiar dacă am terminat cu masa de enchant. Doar pentru că, na, probabil o să ne mai trebuiască cărți și chestii, deci, na. Bun, ce vreau să arăt, fraților, ce am făcut pe live astăzi, practic, îmi filmez eu. Ok, avem aici un spawner, fraților. Am săpat eu până jos de tot cât să putem să sărim de aici fără nicio problemă și să cădem direct în apă și nu știu cum rămâne apa asta așa, dar arată chiar mișto, sincer. Și aici aveți spawnerul, adică, mă rog, aici vin, practic, zombii care nu prea așa au mare damage, dar nu contează. Îi bate cu sabia, nu e chiar atât de greu. Spawnerul în sine e undeva pe la nivelul ăsta, cred. Cred că pe aici, dacă stai pe unde trebuia să sparg. Cred că pe aici. Cam așa, dacă merg în partea asta, da, uite. Dacă mergem în partea asta, o să dăm de spawner. Cam acolo e, hai să nu stricăm absolut tot pe aici, că n-a fost chiar atât de ușor de făcut. Mă rog, nici chiar foarte greu, dar na. Dacă tot l-am făcut să nu-l stricăm, adică e mai bine așa, Doamne ajută. Bun, mergem acum sus și trebuie neapărat să mai ne facem pe acolo o mică cameruță. O să mărim cumva camera aia și trebuie să ne mărim și ferma și să găsesc niște vaci pe aici neapărat. Sau de fapt, nu știu dacă e chiar așa important să găsesc eu niște vaci. Dar mă rog, hai să facem măcar o căsuță mai mare. Sau mă rog, o să mărim căsuța aia, să zicem. Așa. Aici avem o fermă pe care am făcut-o pe un live, mi se pare, sau nu mai țin minte exact. Mă rog, avem o micuță fermă pe care trebuie să o și culegem acum. Ok. Da, mai hai să și plantăm aici, dacă tot am luat fermă, ca să fie totul bine și frumos și să... Na, să nu avem nicio problemă, știți, să fie totul ok. Când vedeți voi episodul ăsta, eu practic deja sunt plecat la Arad și cel mai probabil o să fac live-uri de acolo, numai că... Nu știu dacă o să meargă chiar atât de bine pentru că o să trebuiască să-mi dau net de pe telefon. Și chiar sunt curios cât de bine o să meargă netul de pe telefon. Dacă merge mai bine decât netul meu de acasă, e clar, atunci ne mutăm cu netul de pe telefon. Și aia e că eu acasă aici am un net foarte, foarte prost. Extraordinar de prost. Ok, stai să lăsăm pickaxe-ul cu fortune. Chiar și pe live am mai făcut rost de diamante, fraților, și ne-am făcut și full diamond, dacă nu ați observat, și mai avem încă 30 de diamante, deci pe diamante stăm bine. Avem și 10 emeralde și cred că mai avem emeralde pe undeva pe aici. Uite și diamante.
Uite, 17 emeralde, băi, ești nebun. Da, o să fac la un moment dat și ordine în chesturi. Bă, hai să numărim camera asta, că... parcă blocul ăsta arată perfect așa cum e, micuț și cum trebuie. Și hai să facem o altă căsuță, să zicem așa. Sau chiar hai să ne facem o căsuță la propriu, ar trebui o căsuță pe aici. Și toporul ăsta ar trebui și înșanta, dar acum, na, asta e. Da. Hai să vedem, în partea asta cred că ar merge o căsuță. O căsuță un pic mai mare, cred. O să trebuiască să spargem în partea asta, să avem și noi puțin spațiu. Și ne facem aici prima noastră căsuță pe bune, adică o căsuță unde... Na, la propriu să fie casă, nu ceva, o gaură într-un munte și aia e casă, știi? Adică o casă pe bune, știi? Bineînțeles, din lemn, trebuie să învăț să fac și alte, nu știu, modele de case un pic mai interesante, pentru că am observat că fac aceleași modele de case de... Cam de când am învățat să fac o casă până acum și ar trebui să mă gândesc eu și altcumva cum aș putea să fac căsuțele astea. Na, o să... O să văd, o să încercăm și noi așa niște modele de-astea mai noi, să arate mai interesant, așa. Bă, dar mi se pare mie sau merge cam prost, stai. Nu, no, cred că e ok. Nu știu ce, am impresia că ar merge ca și cum ar avea 30 de FPS-uri uneori, când mă mișc pe aici. Poate nu am fost eu prin locurile astea foarte des sau, na, nu știu, habar n-am care-i faza. Dai click dreapta pe un lemn, se face așa. Mai nașpa că nu pot să-l fac eu la loc. Absolut deloc, deci nu merge de niciun fel. Deci o să trebuiască să... Nu știu ce să facem cu bucata asta. Poate să-mi dea măcar lemnul ăsta normal? Da, bun. Perfect, măcar... na, e bun așa. Bun, deci aici începe să ne facem noi căsuța noastră, care cred că o să fie cu model de ăsta pe care l-am mai făcut la case. Ia stai. Să mai încercăm, să încercăm un pic să îl schimbăm, să zicem. Uite, o să facem ceva de genul ăsta, așa, bă, să zicem o chestie de genul ăsta, dar acum dacă stau să mă gândesc, cred că ar trebui să fie așa, nu? Sau, dacă acolo e așa, bă, și aici cred că ar trebui să fie la fel, și aici, nu știu cum aș putea să-l fac, aș putea să-l fac ceva de genul ăsta, uite, ia, adică mai schimbăm câteva mici chestii, să zicem, da, dar practic ce e aici, e... Arată ciudat dacă stau să mă gândesc. Dar aș putea cumva să fac aici intrarea. Și în partea asta. Stai, hai să unim prima dată ca să vedem cum arată. Eu încerc aici să fac modele noi, dar văd că da, nu prea mi iese. Nu prea mi iese cum vreau eu, să zic așa. Stai că nu-i bine, nu-i bine. Ceva nu-i ok aici. Ăsta. Și ăsta că e aici nu e ok. Da, hai că pare măcar un pic mai decent, deci e ok. Da, bun, nu arată extraordinar, dar măcar mi-a ieșit și mie o formă de casă aici până la urmă, într-un final așa. Deci asta este căsuța, cam așa arată, mă rog, forma casei. Nu e gata casa, trebuie să-i punem aici acești stâlpi de susținere, cum le zic eu. Da, bun, pac. Și a rămas fără lemn, nu? Da, am rămas fără lemn. Super! Ok, mai punem lemnul ăsta pe care îl avem, practic. Măcar pereții am făcut, să zicem. Bun, am merge bineînțeles să dormim, pentru că deja s-a făcut noapte și nu e bine să stăm noi noaptea. Bă, îl dorea cu chest, mă. Acum, ce avem nevoie aici? Clar, ne trebuie o ușă, adică nici nu stăm la discuții, bossule. Direct o ușă aici, adică, nu. Sau trei uși, mă rog. Da, frumos aici, o ușă. Ești că e o casă de aia dintr-un sat. Ne dat seama că nici geamuri nu avem, dar... Na, asta e acum ce să și vrei de la o casă de genul ăsta. Sunt mai mult decât sigur că nu o să-mi ajungă 12 pentru această mirobolantă casă. O să-mi trebuiască cam încă un stack de lemn, să zicem, ceva de genul ăsta. Ca să pot să termin casa asta, da, cred că ceva de genul ăsta. Un stack de lemn și e cam de ajuns. Hai să luăm și noi de aici niște lemnuți. Da, avem 6 bucăți dintr-un copac. Am mai luat încă vreo 15 bucăți, care înseamnă un stack de lemn, care din nou nu cred că o să ne ajungă. Câte bucăți ne vin? 40 de bucăți? Bă, stai mă, cred că ajunge. Adică dacă stau să mă gândesc, 400 de bucăți, având în vedere că nu e o casă foarte, foarte mare. Oricum o să-mi trebuiască lemn în continuare, pentru că trebuie să mai punem și slaburi la casă și tot felul de nebunii pe aici, pentru că altfel nu arată ciudat, nu e bine.
Na, uite, vezi, arată ciudat, nu-i bine. Mă, cum naiba pun eu aici? Așa, nu. Serios? Hai, mă, uite, acolo. Aia e, perfect. Ok. Na, bun. Deci, ne mai trebuie slaburi și, practic, să-i facem acoperișul și cam gata. Și acoperișul tot din slaburi putem să-l facem dacă e, deci, na, nu e chiar o mare problemă. 41. Teoretic ar trebui să ajungă, că, na, avem de pus sus și în jurul căsuței și e perfect. Ok, hai să punem prima dată sus aici, dacă și reușesc pe undeva să urc, hai că trebuie să pot să urc pe casă, așa. O să le punem, bineînțeles, mai sus cu un nivel așa să arate un pic mai interesant, să-i dea așa o latură de, nu știu, să arate un pic mai interesant, ok? Să fie o casă un pic mai, mai decent, așa să zicem. Oricum o să facem probabil pe harta asta tot felul de case dubioase cu tot felul de chestii, nu știu, o casă din lână colorată sau o casă din zăpadă sau nu știu, o să facem din o grămadă de blocuri foarte, foarte ciudate. Deci o să fie tot așa o mapă foarte colorată pe aici, să zicem, cu o grămadă de construcții. Ok, na bun, și mai avem de pus aici, practic. Na, mă rog, mai avem de pus peste tot pe aici și am terminat cu casa. Hai că mai avem fix 10 bucăți, să vedem dacă ne ajung aceste 12 chiar. 12 bucăți, deci 26 de slaburi. Eu zic că ar trebui să ne ajungă. Sper. Să sperăm, na. Nu, cred că îmi ajung, sau? Nu, nu mi-ajung în niciun caz. Aproape terminată casa, oricum o să o terminăm. Oricum mai avem de făcut și cu geamurile, mai avem de pus geamurile pe aici, deci mai e de făcut un pic la casa asta, dar nu arată chiar rău, adică e o căsuță simplă, unde probabil o să mai pune câteva chesturi sau na, ceva de genul ăsta. În orice caz, fraților, cam atât ar fi cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un share și ce mai vreți voi pe acolo. Nu uitați, dacă vreți să apăreți aici și pe muntele abonaților, tot ce trebuie să faceți este să fiți abonați la canal, să lăsați un like la acest live și un comentariu. Și da, noi ne auzim data viitoare. Toate cele bune, la revedere, pa, pa!